Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Nu am mai făcut de mult timp un vlog, ci drept nici nu prea am mai făcut pe la cotețul pentru iepuri, pentru că nu am mai avut timp, dar am zis să sacrific sâmbătă asta și să mă apuc în forță să-i dau tare, să mai fac câte ceva. Foarte cald afară, ăsta a fost și motivul pentru care nu am mai lucrat, pentru că a fost foarte, foarte cald afară zilele astea. Și astăzi am prins așa o portiță, am avut un pic de chef și zic, bă, hai să mai fac de ceva la cușcă. Și totodată aș vrea să vă mai arăt și vouă ce am mai făcut, pentru că s-a mai lucrat, dar nu foarte, foarte, foarte mult. Și sper că astăzi, sâmbătă asta, dacă o sacrific, să dau înainte cu lucrarea și să se cunoască ceva în urma mea, să zic așa. Pentru că foarte mult n-aș mai avea de făcut, mai sunt anumite chestii de cumpărat, dar astea cu timpul. Mă pregătesc să termin oarecum cuștile pentru a putea da cu vopsea ca o jucată, să scap de mirosul la puternic de diluan din cușcă, și după ce termin de dat cu vopsea cauciucată peste tot, atunci o să pot să aduc și iepurași în cuști și pe parcurs să mai fac și la cuștile celelalte, pentru că nu trebuie să scât dintr-o dată 24 de cuști pentru iepurași. Pot să încep foarte lejer cu 5 cuști, să zic, finalizate, și în timp să le finalizez și pe celelalte. Și acum o să revin cu imagini cu cușca pentru iepurași, să vedeți și voi cum arată. O să vedeți că e foarte multă de bandadă în curte, materiale aruncate peste tot și așa mai departe, dar așa este când se lucrează. Și cam așa arată, după cum vedeți. Avem OSB-ul pentru a finaliza întru totul construcția cuștii. Acolo avem două plăci de OSB de 10. Aici avem 4 plăci de OSB de 18 mm pentru a putea face blaturile, șezuturile unde stau iepurașii, un sul de plasă unde voi pune pe uși și așa mai departe la iepuraș. După cum vedeți, am dat și cu adeziv, am pus plasa pe pereți, acum urmează a doua mână de adeziv și bineînțeles drișcuit peretele ca să arate într-un mare fel, să zic așa. Pe acolo vedeți resturi de OSB ce au mai rămas în urma decupării pentru cuști și să vă arăt puțin și înăuntru, nu știu dacă se va vedea foarte, foarte bine. E un pic de bandadă și aici, dar na, la partea asta lucrez acum, după cum vedeți. Am început să pun lați ca să pot pune podeaua pentru iepuraș. Da, acolo va veni OSB de 18 și pun și acei ștacheți, de fapt acei lați, că sunt lați pe jumătate, ca să susțină mai bine. Bine, nu o să cresc eu iepuraș de 20, 30, 40 de kg ca să se lase podeaua cu ei, dar am zis ca o măsură de siguranță să-l întăresc mai bine, să întăresc mai bine podeaua. Iar și aici, partea asta la altă, dar nu o să vedeți voi că e OSB-ul pus, ăsta răzmat, mai am două plăci de 10 aici. Asta este în proporție de 90% finalizată, de ce punct de vedere 90%. Vopsea cauciucată avem peste tot pe podea. Iarăși, undeva de la jumatea cuștii în partea asta, la fel avem vopsea cauciucată dată, doar că este prima mână și va mai trebui să dau o mână. Da? Nu știu dacă se vede. Este prima mână, mai trebuie să dau o mână de vopsea. În rest avem colțare puse peste tot, mai trebuie făcute decât ușile. Deci va mai trebui să fac ușile și cuștile sunt gata, să zic așa. Doar că va mai trebui să dau o mână de vopsea. O mână mai groasă, se vede. Asta a fost dată subțire. Și cam aia e. Astea de sus au două mâini de vopsea, da? Sunt finalizate. Capace. Deci aici decât ușile mai trebuie spuse și pot să mă apuc lejer să cresc iepuraș. Dar v-am zis, nu o să iau până nu termin, astăzi vreau să fac blaturile tuturor cuștilor și să sperăm că mai rămâne ceva timp să mai fac și niște pereți despărțitori pentru cuști. Dar ia ceva timp, pentru că până faci peretele, până pui plasă și dai capse și așa mai departe, durează. Și nu sunt sigur că voi reuși astăzi, dar m-aș bucura tare mult dacă aș reuși să reușesc să pun cum am pus acolo, da? Să pun blaturile. Dacă termin astăzi cu blaturile, este perfect. După aia voi face capacele sus, să fie cum este aici, da? Și după pereții despărțitori, dați cu vopsea și astea așa vor rămâne. Nu o să mai stau să le fac cu uși și așa mai departe, nu mai investesc.
decât dacă îmi va trebui neapărat, dar astea nu le voi lăsa decât date cu vopsea, adică pregătite în caz că am nevoie de spațiu să bag iepuraș, făcută repede o ușă din ștacheți și pus iepuraș acolo. Dar astea v-am spus, astea sunt finalizate, mai trebuie decât ușile și o mână de vopsea și aia e. Așa, și să vă arăt și afară cum arată. Deci, după cum am spus, asta este prima mână de adeziv. Mai avem ceva lați și cu ștacheți aici pentru uși și ce mai am eu de făcut pe acolo, cantărituri. O să trebuiască și tabla vopsită, dar asta mai încolo, când se va mai răci afară, că e prea cald și nu poți acum. Asta este prima mână de adeziv, după cum vedeți. Pe spate acum se lucrează la a doua mână de adeziv și drișuit. Se dă încă o mână de adeziv, se lasă să tragă și după aia drișuit. Deci, cam așa arată momentan, prieteni. Lucrăm. Lucrăm la cușcă. Fratele Clau care dă a doua mână și drișcuie. Aici n-am decât după ce se va usca să vă arăt cum o să iasă. Însă vă spun eu că este super. Mă gândesc dacă să mai dau sau nu cu decorativă. Probabil că voi da, dar momentan este super așa cu adeziv. Este minunat după ce el drișcuie și astea arată super. Momentan cam atâta, fraților. O să mă duc să mă reapuc și eu de treabă. Vreau să pun, după cum v-am zis, podețele iepurașilor. Da? Și probabil că voi mai reveni cu imagini mai târziu să vă arăt cum a ieșit după ce am pus podețele iepurașilor. Revin cu imagini puțin mai târziu. Dragilor, după cum am zis, revin cu imagini. M-a terminat căldura de astăzi. Foarte cald, însă totuși am reușit să fac ceva la coteț. Din păcate, prietenul meu, Clau, nu s-a simțit prea bine și nu a mai continuat să dea cu adeziv, însă am să vă arăt cam ce am făcut eu astăzi și zic că e destul de ok pentru căldura care a fost. Să vă arăt. Am terminat cu USB-ul de 18 și pe partea aceasta și cam asta este. N-am apucat să le prind și în negrese. Asta este cea mai mică problemă. O să prind și în negrese săptămâna viitoare după program, dar sunt foarte, foarte fericit că am reușit totuși să tai USB-ul ăsta de 18, pentru că vă rog să mă credeți, să tai foarte greu fiind așa de gros. Și pe căldura asta care a fost astăzi, că am zis eu că e cât de cât ok afară, a fost până pe la 9 dimineața după Dumnezeu cu mila. Dar exact cum v-am zis, sunt fericit că am reușit să termin și partea asta de USB-ul. Va veni negrese prins ca lumea și după mă voi apuca să dau cu vopsea cauciucată ca să nu avem probleme cu umiditate. Și după ce termin de dat cu vopsea cauciucată pe OSB-ul acesta de 18 și se usucă ca să nu mai miroase, să fie cum e aici, atunci o să am liber să aduc iepuraș în boxe și să mă apuc să cresc. Astea probabil cuștile vor arăta la fel ca acestea, deci le voi aduce în stadiul acesta, dar nu le voi pune uși. Deci le voi aduce fix în stadiul acesta și pe acestea, dar nu voi pune uși. Înțelegeți voi? Pentru că sunt 12 cu 12, sunt 24 de boxe, măcar să le umplu eu pe astea 12, ca să am nevoie și de celelalte. De început eu zic că este super. Rămâne ca pe săptămâna viitoare să mă apuc să dau și cu vopsea, să încerc să fac și din pereți. Avem material să fac și din pereți, să pun plasă, să capsez, să fac cuștile, efectiv. Deci cam asta am făcut toată sâmbăta și țineți minte, fac singur chestiile astea. Adică dacă făceam în 2 inși, probabil că mergeam un pic mai repede, dar asta este. Mai sunt și zile în care facem 2 inși, mai sunt și zile când fac singur.
Important este că se face ceva. Cam atât am avut să vă zic, dragilor. Nu uitați, până data viitoare, pentru membrii, să știți că husele de telefon au fost date. N-am mai apucat să fac un clip, însă membrii de pe canalul meu pot confirma că au primit huse pentru telefon. Și probabil că pe viitor, pentru membrii, voi pune la bătaie coșulețe pentru fân, fix de alea de am achiziționat și eu, sau adăpători pentru iepurași. Cam atât pentru astăzi, dragilor, o să mă duc să-mi fac un duș și să mă răcoresc, că nu mai pot, sunt încins. Până data viitoare, vă salut și numai bine!